Robert Feldman de la Universitatea din Massachusetts a ajuns la o concluzie cel puțin amuzantă, dacă nu chiar ușor înspăimântătoare, șocantă. Și asta pentru că, în urma unui studiu, a descoperit faptul că 60% dintre oameni mint de cel puțin 2-3 ori în cadrul aceleiași conversații, în cadrul unei conversații scurte de doar 10 minute, spun cel puțin 2-3 minciuni și este vorba despre un procent de 60% dintre persoane. Acum, el nu a dat foarte multe explicații, sigur că studiind toate cele rezultate ale cercetătorilor de la Universitatea din Massachusetts, ne putem da seama cu privire la categoria de persoane care mint cel mai mult, dar la modul general putem să ne gândim doar la pozele și la imaginile și la statusurile afișate pe platformele de socializare în care foarte mulți aleg să se laude cu diferitele realizări ale vieții, să prezinte diferite situații ca fiind excepționale și să-și prezinte până la urmă lucrurile cu care se pot mândri uneori exagerat. Și asta ar fi doar exagerările care sigur că se pot transforma foarte ușor și în minciuni atunci când vorbim cu cineva, încercăm să ne explicăm privire la poate niște greșeli pe care le-am făcut sau de ce nu mai sună nu știu când sau de ce n-ai răspuns nu știu când sau am evitat să vorbesc pentru că m-am gândit să nu-ți fac rău și așa mai departe, tot felul de explicații care sunt de fapt minciuni pentru că ne este greu să spunem adevărul și de multe ori adevărul poate să-i rănească pe cei din jurul nostru. Este adevărat că în anumite situații este bine să eviți discuțiile, dar una este să eviți anumite subiecte și alta este să minți efectiv. Cred că cel mai bine ar fi oricum să încercăm evitarea minciunilor și acest rezultat, 2-3 minciuni într-o conversație de 10 minute, sigur, vorbim despre un studiu aplicat în cazul americanilor, da, dar asta nu înseamnă că celelalte populații sunt mai puțin mincinoase. Cred că e o chestie și de cultură, poate și de felul de a privi viața, de principiile fiecăruia dintre noi, sigur că ar trebui să ne învățăm copiii că una dintre valorile acestei vieți, calitățile unei persoane este sinceritatea și că este de dorit să nu mințim. Dar oare în câte zile din viața noastră am contorizat minciunile sau exagerările pe care le-am spus în momentul acela? Sigur, sunt și persoanele care nu-și dau seama, nu vorbim aici despre cazurile patologice ale mitomanilor și așa mai departe, dar ceea ce privește oamenii sănătoși, care nu prezintă probleme psihice, numărul acesta de minciuni este unul foarte mare. Din păcate, mie mi se pare că dacă acest studiu este adevărat și reflectă realitatea, chiar și în Statele Unite ale Americii, îți pui întrebarea dacă merită să mai asculți ce are celălalt de spus. Fiindcă dacă ne gândim că sunt 2-3 minciuni în 10 minute, tu nu te poți raporta la ceea ce spune persoana respectivă, nu poți lua în seamă ceea ce spune, nu poți să ai încredere într-un astfel de om. Eu cred că poate că în prima fază mi s-a părut amuzant rezultatul acestui studiu, însă ulterior mi-am dat seama că este trist. Și asta pentru că nu mai suntem sinceri unii cu ceilalți, pentru că încercăm să ne prezentăm într-o altă lumină, pentru că purtăm foarte mulți dintre noi mască în așa fel încât să fim acceptați sau să fim priviți într-un anumit fel cum ni se pare nouă mai bine, dar să știți că și atunci când spunem adevărul putem să fim interpretați greșit. Ceea ce am învățat eu, să spunem, din rezultatul acestui studiu este să ne pese cât mai puțin de părerea celorlalți, să încercăm să nu-i deranjăm, să nu le facem rău, să nu o ducem la extrema cealaltă, să ne facem înțeleși pe cât posibil, cu intențiile noastre să fie bune, însă nu trebuie să ne raportăm la ceea ce spun ceilalți oameni. De foarte multe ori ni se întâmplă să interpretăm greșit, să ne luăm după aparențe
și să ne raportăm, să facem comparații între oameni fără să știm cu adevărat ce se întâmplă. Da, deci eu cred că este foarte trist că lucrul ăsta se întâmplă și dacă am încerca să punem altfel problema, să spunem ceea ce vrem să spunem într-un alt mod, această artă a diplomației cred că ar trebui să devină o materie în școală, în așa fel încât să nu mințim, să spunem adevărul într-un mod sincer, dar cât mai plăcut și să încercăm să ofensăm cât mai puțin pe cel care ne ascultă. Dar să încercăm să spunem adevărul și să ne învățăm copii. Educația este foarte, foarte importantă. Nici nu vă dați seama cât este de importantă educația copiilor pentru modul în care se vor comporta ei ulterior în viață la vârsta adultă. Să ne revedem cu bine mâine dimineață, dragi prieteni, să fim cu toții sănătoși!